Doamnelor și domnilor, bine ați venit la emisiunea mea. Da, ați auzit bine, emisiunea mea, a mea. Eu sunt Vlad Drăgulin și asta este emisiunea mea. Ai și putut să abordez emisiunea asta oricum. Ai și putut să abordez această emisiune ca mine însumi. Dar fiind emisiunea mea, pot să fac ce vreau eu în sfârșit. Așa că am ales să abordez această emisiune ca un personaj. Și nu orice personaj, un personaj inspirat din realitatea noastră apropiată. Un personaj care chiar se află la cârma acestei emisiuni, care iată că deja se află la cel de-al 10-lea sezon. De ce mă întrebi? M-am prins. De ce stați? Bună, că dimineața era că m-am trezit eu. Bună. Am și eu rugăminte la voi. Da. Dați-mi și mie o foaie de aia cu detalii despre... Despre ce? Despre concursări. Uite, acum ne putem. Unde sunt, dacă nu se bucă? Așteaptă pe care o vârstă. Ăla e fi tot dar asta și e boală. Deci eu v-am prezentat la începutul filmulețului ăstuia ca fiind profesorist. Stai la montaj, da? Stai la salariu, nu la montaj. Aici avem o problemă. Eu sunt singurul care are stil în toată echipa asta, dacă să știi. Eu sunt șeful acestei echipe. De ce râzi, nu mă crezi? Întreabă pe toată lumea și zici cine e șeful. Întreabă cine e șeful. Și eu o să zic că eu mă ocup de această producție, să meargă bine. Filmează-mă pe mine, că biatule care ești. Cum vorbiți, domnul? Nu știu cum te chem. Nici eu nu știu cum te chem. Că mi-ai zis cu gură. Deci așa te cheamă cu gură? Cum te cheamă? Manuel, cum te chem? Uite, vezi, puteam să-ți începem discuția asta așa, ca niște oameni normali. Stai așa, stai o secundă. Sunt într-o ședință. Nu pot să vorbesc acum. Aici eu sunt ăștia de la X-Factor. Eu sunt șef și acum. Stai așa ca să mă înțelegi. Să știi cu cine stai de vorbă. Deci cum Manuel te cheamă, da? Da. Miros, îmi pare bine. Cum? Miros. Miros. O să te rog să nu te mai tolănești pe aici. De ce? Măcar să nu te văd eu că dormi. Să te văd că faci ceva. Mă scuzați, vă rog. Măcar să te văd eu că stai. Ce faci? Vine după tine. Păi și eu veneam după ea. Hai frate, stai de bun. Hai că eu aștept. Să fac o surpriză, zici că suntem la din dragoste. Hello. Hello. My name is Niros. Nice to meet you. What's your name? Enchanté. I'm Phoebe Eyewalker. Yeah. Eyewalker is the way they used to call witches in the Native American culture, and it's like you have a vision and then you make it reality. Are you just a witch? Like you? I'm not a witch. Everybody is. I'm a TV producer. I'm just a TV producer. I know who is working for. Yes, you know, no, don't do that. Don't do that. It's a păcat, de ce mă întrebi? Uite, bă, ăștia ce s-au strâns ca ciorchine aici când au auzit că o să fie o femeie dezbrăcată pe scenă. De ce mă întrebi? Ia fi atât. Uite, bă, ăștia. Uite cum stau alineați aici. Îți dai seama cum e să treci cu o femeie ca asta acasă, cum e trebuie? De ce mă întrebi? Well, what your parents thought about this occupation? My father doesn't really like it. Why? Maybe he doesn't like the dirty jokes that come after. Yes, people make dirty jokes about this. Yes. Yeah, I mean, you know, some people do. Do you have a boyfriend? I do. I don't know if I want to. Yes. I don't know if I want to talk to you anymore. De ce mă trebuie? What does he do for the living? Yeah, he's a musician. In what band? Shkhudistan. It's actually the devil's favorite band. But we said we're not going to talk about him. Yes, we're not going to talk about them. Do you like here in Romania? Yes, I love Romania. Come on. Come on. I know that this is surprising, but... Are you going to come back? Yes. Okay, I'll wait for you at the airport. Yes. Don't come with your boyfriend. Ce vreți să vă mai fac să vă ajut? V-am dat roată de la mine, de la mașină. Ce vreți să vă mai fac să vă ajut? Că durează prea mult repetiția asta, că stăm căpiaților. Hai mai repede, domnișoară, stimată căprioară.
Dă-ți masca jos, vorbești cu tine, îți dau eu voie să-ți dai masca jos. Nu-mi dau. Nu vrei să-ți dai masca jos? Deci tu nu vrei să fii vedetă. Nu, că poate îmi dai microbii. Tu nu înțelegi că eu nu vreau să colaborez cu nimeni altcineva în afară de tine. Eu dacă te îmbolnăvești tu, eu opresc filmările astea. Asta e pentru doamna Delia? Să mărită cineva? Să mărită Mihai? Nimic interesant deocamdată, în afară de mine și de Hilke. Aici. Te pup, Hilke. Să ai grijă de tine. Somn ușor. Somn ușor. Te pup. Hai să jurizăm. Hai să jurizăm. Nu concurez, că n-am nevoie. Eu conduc acest proiect. Dumneavoastră, domnișoară, tot așa vă mai chestii mă. Da. Am înțeles. Deci am descoperit până acum doi paraziți. Trei cu chelul. De ce mă trebuie? Domnul Mihai. Hai. Hai de domnul Bende, că ăsta e sezonul 10. Vreau să fie sezonul perfecțiunii. De ce mă trebuie? Hai. Hai, băiatul, hai. Nu vă mai uitați. Cine ți-ai dracu? Ia zic cum e trecut de cheap, în primul rând. Din gheache, de ce mă trebuie? Așa, eu sunt miros, de ce mă trebuie? Eu mă ocup de tot ceea ce se întâmplă aici, de bunul mers al lucrurilor. Mă mai filmezi și pe mine din când în când cu metri, că e și emisiunea mea, de ce mă trebuie? Vezi că eu te-am urmărit pe tine, știi? Eu se vede talentă, frate. Și faptul că te știi și cu Micuțul și așa, pentru mine contează foarte mult. Părerea lui Micuț, e un adevărat profesionist. De ce nu salut, frate? Uite-te și pe lângă mine, nici m-a salutat, nu, cățăși. A zis. Tu când o să ajungi ca ei să nu faci așa. Uite, au fost amuzat spre spate, frate, prin backstage. Vreau să am câteva vorbe cu Matale. Recte, să te întreb ce descoperire ai făcut, Matale, în perioada asta de pandemie? E mult mai bine să ai ce să faci decât să n-ai ce să faci. Ai făcut cadru frumos? Așa. Domnul Putin, am și o întrebare pentru Matale, de fapt mai multe de ce mă trebuie. Cum e, frate, să ai întotdeauna dreptate? Ăla care nu e spânzurat, nu să-l neacă. Eu, deocamdată, tot ce îmi permit în această echipă de producție este doar asta. Nu pot să-mi permit să îi omor. Cu toate că mi-aș dori, dacă unii să îi omor. Trebuie să vii să ceri azil politic la noi în Rusia, așa, și să fii foarte fericit, să știi. Este adevărat că aveți boală pe jurnaliști? E adevărat. La noi, tot lumea care are probleme foarte mari, cade de la fereastră sau se împiedică pe scări sau... Mănâncă ceva stricat, se strică la stomac, pentru că la noi toată lumea e fericită și dacă nu ești fericit, apoi poți să riști să ai probleme cu tine însuți. Ce muncești, Matale, aici? Iertă-mă că te deranjez. Fotografii sponsorului cu masajului, să-mi spun dacă să este... Să spună dacă e bine sau nu. Expunerea, am înțeles. Și ești fericită cu jobul pe care l-ai în clipa asta? Cea mai fericită pentru că vorbești cu... cu mine. Te-ai și emoționat. Deci, dai drumul de aici. Hai, 10% la salariu, plecă de aici. În plus, da? Da, normal. Mulțumesc. Asta crezi, Matale. Tu cu ce te ocupi aici? Cu coordonarea. Cu coordonarea? Ce coordonezi? Oamenii. Ca să ce? Ca să râdă, să aplaude, să... Deci asta e ce faci, Matale. Am înțeles. Ești fericit? Da. Ești fericit, da? Da. Eu am o idee foarte bună să facem mai umor în Rusia. Asta s-ar putea, dar fără băiatul și el la Mihai Bindeac. Păi nu, îi alegeți dumneavoastră, mă, toți. Hai că am început să ne înțelegem. Eu fac cea mai tare producție, voi trebuie. Sunt omul tău. Bă, că-i Caterinca mare. Da. Sunt mai multe lucruri. Jurizare nu e, muncă nu e, deloc. Promit. De ce taci? De ce nu zici? De ce nu muncești? Ce bărfează voi aici? Unde vii tu? Din Paris. Din Paris? Da. Acolo locuiești? Da. Păi și de ce nu te-ai dus la umor în Franța? Da. Eu știu că emisiunea asta e internațională, dar vreau să zic în fața tuturor oamenilor că emisiunea asta internațională s-a auzit de ea peste tot și peste oceane, de ce mă trebuie. Adică nu să dă și pe CNN, să dă peste tot. Toată lumea știe de noi. Hai să vedem. Vorbiți. Hai rog. Să dăm un râd de aplauze. Vedeți că au tot. Ceva? Pe care următoarea, nu știu, tu ești profesor. Hai să vedem un pic de el. Hai. Eu zic că se poate mai tare. Băi, campionatule! Alo, Franța! Repetă oamenii aia acolo. Nu stau nicio introducere. Poate că nu-ți pasă. Poate că nu-ți pasă. Știi de ce anume îmi pasă mie? Legat de tine? Îmi pasă de ce ai întârziat astăzi la filmare.
3 ore, de ce mă întrebi? Zici, că ți-am luat o porție de mâncare special pentru tine care dacă spun a rămas nemâncată. Dacă spun de ce să mă crezi, să poate mă crezi. Care-i motivul? Ia zi. Parcă a fost un film azi. Aul. Am alergat să iau un cadou cuiva. Cui? Bine, da, sper să-i placă și lui Mihai. I-ai pus ceva în el acolo? Vai, da, am pus dragoste. I-ai făcut farmece? Ai pus ceva? M-am bucat. Mi-am dorit. Pentru ce anume te-ai bucat? Ceresc inima lui Mihai Pantea. La inima lui să nu fie nevoie de viză. Ți-ai făcut toate testele? Poate trebuie să... De ce râzi? Că te-am prins, deci, că n-aveai toate testele făcute. Doamne, Dumnezeule, de ce mă jignești fără mult? De care test n-ai trecut? Dar poate așa că aici am practică de teatru, uite, nu vezi că eu acum încerc să mă port ca o actriță cu tine. Cred că în clipa asta, stimați invitați, știm cu toții de care test n-a trecut și de care doctor n-a trecut, domnișoara, dar nu și-a luat viza. Nu trăiești fericit cu jobul pe care l-ai? Extrem de fericit. Iauți, toată lumea e fericită, frate, aici, la locul de muncă. De bun, frate. Unde sunt domnii prezentatori? De fapt, ia stai așa. Meditează, hai să vezi și le meditezi lor. Salariu. Ce faceți aici, domnișoara? Nu știu. Cum adică nu știi, căpiatul? De ce ai venit aici, la ai umor? Ca să ce? Mă omor după mine, zic care-i scopul tău, de ce ai venit aici, că te căbiez, zic. Cum faci? Asta era întrebarea. Cum te descurci, frate, când vezi un concursar de ăsta? Că tu îl întrebi ce faci aici și el îți zice, ce să fac, uite bine. Eu ce să fac? Reflexul meu este să-i rup capul. Ziceți, bă, căbiaților, cu ce vă ocupați, ce faci? Deci intri. Te prefaci că nu e prost și treci la următoarea întrebare. Aici e tragedia. Nu, aici e arta noastră. Tragedia și arta vine, domnule. Da, ia fiți atent. Deci asta e arta prezentatorului. Să facă din nimic bici. Bun, ar veni. Deci ați auzit, cu asta se ocupă domnul Badea și cu domnul Copuț aici de față. Ce cauze aici în acest areal peste care domnesc eu? Zi. Nici eu nu știu. Cum adică nu știi? Nu știu. Păi de ce ai venit aici, căbiatul? Da, ai venit să joci table, șah? La ce ai venit? Că vrecut. Astăzi și mâine. Păi nu înțelegi că nu știu ce fac până nu intru pe scenă. Deci tu n-ai niciun plan. Zi direct că vrei 20.000 de euro. Că biatul care ești. Ce crezi că nu știu pentru ce ești tu aici, pentru bani? Par săracă, nu? Iar că pe dracu' să-ți fie la răstui și mâine. Ia zi ce faci cu banii ăia, dacă... Nu mi-am făcut niciun plan. Ai nenorocit interviul ăsta. Știu. L-ai dat de toți pereți. Dă-i drumul de aici, lasă-mă în pace. Hai, lasă-mă când strici energia, pleacă de aici, lasă-mă. Leșin. Să nu leșini pe acolo, pe jos. Leșin, te rog eu mult de tot, ridică-te, ia-o, dezinfectează-o de aici, frate, că nu mai puc cu ea. Ai probleme cu vezică? De ce te duci mereu la baie? Ce se întâmplă acolo? Mi se pare că te fundă țigară. Nu mă încerc, frate. Nu te cer, frate, dar nu e vorba de certat. Cine a lăsat mizeria asta cu ei? Atâta te întreb, un cuvânt vreau. Ești din pauza de masă, iartă-mă. Urmează să muncești, să te rupi. Țiproc. Ești domnul Țiproc, am. Domnul care repetă acum. Bună seara. Te uiți la femei, frate, dracu, să fii. Te uiți la femei pe internet. Simți cum vine cheful de muncă? Simți cum vine cheful de muncă? Da. Să fii. Dar asta și mâine, că îți dau cu ciocanul ăsta în cap. Ca să vă dați seama cu ce oameni fac eu emisiune. Ce port eu pe umerii mei în fiecare zi? Inconștiință ăștia de aici. Eu vreau unul noaptea, frate. Mai merge și pe acasă. Uitați-vă și voi. A uitat să dea stop la cameră, frate. A plecat repede acasă și a uitat să dea stop la camera asta. Băi, să vină cineva să dea stop la camera asta. Inconștienților, cine să mai vină? Bodyguardul?